Bună tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. În primul rând vreau să vă spun la mulți ani, deși nu cred că o să fie acesta primul videoclip din anul 2020. Vreau totuși să vă spun toate urările mele de bine, să aveți un an nou minunat, să fim sănătoși și să vi se împlinească toate dorințele pe care vi le-ați pus în gând în noaptea de anul nou. Eu sunt în Anglia, mi-am petrecut anul nou împreună cu soțul meu. Ieri a fost vineri, a fost 3 ianuarie, cred, de când sunt în vacanță, nu mai știu exact nici ce zi a săptămânii este, nici ce dată. Și am filmat de dimineața și până seara tot ceea ce am mâncat, cele 3 mese sau 4 sau 5 sau câte ori fi fost. Știu că vă plac aceste videouri, videouri cu ce am mâncat eu de dimineața și până seara. Așa că m-am gândit să vă arăt din nou ceea ce mănânc eu atunci când sunt în Anglia, sunt în concediu. Nu este cea mai sănătoasă mâncare, știu asta, nu recomand să mâncați ceea ce mănânc eu și de aceea mă aștept la multe critici, ca de fiecare dată de altfel. Dar dacă vă interesează, dacă sunteți curioși ceea ce am mâncat eu de dimineața și până seara, vă invit cu drag să urmăriți în continuare. Ce am mai vrut să vă spun este că soțul meu a lucrat ieri, a lucrat de la ora 11, deci am luat micul dejun împreună. Pe urmă eu am plecat în oraș, am fost la cumpărături și celelalte două mese le-am luat de una singură. Știu că nu este cel mai sănătos lucru din lume, dar primul lucru pe care îl fac dimineața este să beau o cafea. Acum nu am chiar cafea, am doar un nes și o să-mi fac un nes nu foarte mare, un nes micuț, înainte de micul dejun. Primul lucru pe care o să-l fac, de fapt al doilea lucru după ce am băut cafeaua, o să pun la cuptor niște chifle din astea. Am un pachet de 6 chifle și am preîncălzit cuptorul, doar un cuptoraș mic, nu cuptorul mare de la mobilă, ăsta adică. Și va trebui să las chiflele în cuptor timp de 10 minute. Țăcănitul pe care îl auziți este de la timerul de la cuptoraș. Are un timer care așa sună. Până se coc chiflele în cuptoraș, mi-am pregătit niște șuncă, cred că e asta. Șunca asta o cumpără soțul meu de la magazinul polonez, pentru că seamănă foarte bine cu șunca din România. Și lângă o să mănânc niște coleslaw. Este salata aceea de varză cu morcov și cu un pic de maioneză. Salată pe care de data asta am cumpărat-o, dar o să vă las în descrierea acestui videoclip link către clipul pe care l-am făcut eu, cum prepar eu un coleslaw absolut delicios. Așa arată. Astea din spate văd că s-au ars un pic deasupra, dar mie îmi place să aibă coaja crocantă. Așadar, micul meu dejun după ce am băut cafeaua constă în salată coleslaw, 3 bucățele de șuncă și o chiflă din asta proaspăt coaptă. Și cum fructele nu puteau să lipsească de la micul dejun, am luat 2 clementine din alea care se desfac foarte ușor. Și ieri am cumpărat niște prune uscate, n-am mâncat de mult prune uscate, le-am luat de la Poundland și chiar sunt curioasă să văd cât de dulci sunt. Știu că au foarte multe calorii fructele astea, prunele uscate, în general fructele uscate sunt pline de zahăr, dar sunt foarte bune. Și așa arată felul 2, ca să spun așa, de la micul dejun. Clementine și prune uscate. Abia ce am intrat în casă, sunt plecată de azi dimineață, am fost la cumpărături, nici nu știu cât este ceasul. Este ora 16:59, deci este 5 după masa aici în Anglia, în România este 7 seara. Și am o foame de mor, după cum spuneam, până o să-mi fac niște pulpe de pui cu o salată, o să mănânc un pic de hummus. Am cumpărat acest hummus de la Marks & Spencer. Marks & Spencer este un magazin așa mai scumpicel un pic, dar are mâncare foarte bună. Am luat o cutie de hummus și o să mănânc un fel de aperitiv
cu ardei roșu și cu morcovi cruzi. Morcov pe care am luat tot de acolo, dintr-o mare lene, ca să nu mai curăț morcov, dar am luat o singură punguliță, o pungă de asta mică de câțiva morcovei, n-a costat mult, asta a costat chiar foarte puțin. Și așadar o să mănânc un pic de humus cu legume până mi se fac pulpele de pui. Așa arată humusul meu și în el o să bag așa câte o bucățică de ardei și de morcov și este ceva delicios. Ce vreau să mai spun că nu am mâncat absolut nimic cât am fost în oraș. Am băut doar un suc din ăsta, mi-am cumpărat un suc de portocale. L-am luat de la Poundland, magazinul acela de care vă spuneam eu că este foarte ieftin. A fost parcă o liră sau nu? Erau două sucuri sau două gustări pentru o liră. Foarte bun suc, un suc natural de portocale și avea și bucățele de portocală prin el. Mi-a ținut și de foame și de sete. De foame mai puțin, dar a fost bun sucul ăsta. Humusul acesta, în schimb, nu m-a dat pe spate. Tot am zis că o să vă fac, o să filmez rețeta de humus, așa cum îl fac eu acasă, este mult mai bun. A fost bun și ăsta, însă, după gustul meu, a avut prea multă lămâie. Hai să vedem ce conținea. Da, doar ingredientele clasice, ingredientele de bază, nu avea niciun alt adaos. Boabe de năut, pastă de susan, lemon juice, deci suc de lămâie, ulei de măsline și un pic de usturoi. Avea prea multă lămâie după gustul meu. Bun, și acum să trecem la mâncarea serioasă și adevărată. Am făcut niște pulpe de pui cu un sos pe care l-am cumpărat. Dar, din păcate, nu mai am borcanul să vă arăt sosul pe care l-am folosit la pulpele de pui, dar sunt două pulpe de pui obișnuite. Și mi-am făcut o salată verde, pe care am cumpărat-o așa, gata, ambalată, gata, curățată, de la un magazin numit Coop. E salată verde în care erau și niște morcovi și am mai adus îmbunătățiri, în sensul că am pus niște roșii cherry și niște bucățele de ardei. Iar salata am făcut-o cu ulei de măsline și cu oțet balsamic pe care l-am cumpărat de la același magazin. E o rețea de magazine care se numește Coop, de la ceva Cooperativa sau Cooperation sau ceva de genul ăsta. Așadar, prânzul meu târziu, foarte târziu, de la ora 5, că imediat vine cina, va fi format din două pulpe de pui. Sunt micuțe pulpele de pui de amănânc, două cu un pic de pâine prăjită. Și cu această salată verde, salată cu roșii și cu ardei, care este absolut delicioasă. De ce mănânc pâinea prăjită? Pentru că tipul acesta de pâine, pâine de tip toast, fediuțele astea și pâinea asta care are termen de expirare peste 2 săptămâni, nu pot să o mănânc decât prăjită. Acum avem în casă varianta asta de pâine, dar toate tipurile de pâine care sunt din astea, care se păstrează mult și bine, nu pot să le mănânc decât prăjite. Și pentru că suntem în Anglia și pentru că este ora 5 după masa, este momentul pentru un ceai, 5 o'clock tea. Însă nu o să beau chiar ceai, o să beau o infuzie de mentă. Așa, parcă simt nevoia să mă reîmprospătesc cumva și cred că un ceai de mentă este foarte potrivit. Iar ca desert o să mănânc vreo două ciocolățele din astea After 8, chiar dacă este abia After 5, dar îmi plac tare mult. Am cumpărat un pachet mare de 300 de grame și n-am mâncat decât vreo două, așa că este momentul să mă pun pe treabă. Pentru cină am cumpărat o pizza, tot de la Marks & Spencer am luat-o. Este o pizza ultra thin, Italian mozzarella and basil pesto. O pizza foarte subțire, cu mozzarella și cu pesto din acela făcut din busuioc. Vreau să vă spun că mie asta mi se pare cea mai bună pizza. Pizza doar cu mozzarella și cu roșii. Nu-mi place pizza aia care are și cârnați, și șuncă, și ciuperci, și porumb, și de toate. Îmi place pizza să fie cât mai simplă. O să o pun la cuptor, nu mi-este foarte foame. Aici zice că se pot face 4 felii dintr-o astfel de pizza, nu este foarte mare. Oricum au trecut abia 3 ore de când am mâncat, deci cu siguranță dacă mănânc o felie, mie o să-mi ajungă și
Soțul meu probabil că o să mănânce și pizza și încă altceva. Pe instrucțiunile de preparare zice că se face foarte repede, în 6-8 minute, la 200 de grade în cuptor. Așa arată pizza înainte să o bag la cuptor. Bineînțeles că o să-i dau ambalajul jos, are o formă cam ciudată. Așa arată pizza. S-a făcut în mai mult de 8 minute, a lăsat-o mai mult de 8 minute pentru că mi se părea că nu este făcut aluatul și dacă aluatul nu-i făcut, nu îmi place să o mănânc. Sunt două fediuțe mici și lângă pizza o să beau, este vineri seara, deci o să beau un pic de cidru. Este un cidru făcut de Stella Artois. Nu am mai cumpărat marca asta niciodată. Și sper să fie bun. Mie îmi place tare mult cidrul. Cidrul are destul de mult alcool, are 4,5% alcool, deci este ca și berea de alcoolizat, însă mie mi se pare mai bun. Mi se pare mai bun decât berea pentru că este mai dulce. Și cu asta am încheiat, sper că am încheiat cu mâncatul pe ziua de azi, cu toate că este vineri și s-ar putea să stăm mai mult, să stăm mai târziu, să ne uităm la un film. Sper să nu mă apuce pe la ora 12 noaptea să mănânc din tot felul de crănțănele din astea, să iau alune sau prăjituri sau ciocolată, cine știe ce. Sper că am încheiat. Ce să mai zic? Nu mai zic nimic. Adică fără comentarii, no comment. Și dacă ar zice ce, ar mai încălzi pe cineva cu ceva? Așadar o să mănânc un ecler, unul singur, un ecler de la Asda. Acesta a fost videoclipul de astăzi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-i dați un like. Contul meu de Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura foarte tare să mă urmăriți și acolo. Iar până data viitoare, vă doresc numai bine!